Binecuvântăm pe Domnul, dragii mei, și în această dimineață, la această zi de sărbătoare și de bucurie, în primul rând pentru sora Viorica. Noi cei care am făcut actul acesta al botezului, nu mai simțim aceleași emoții. Și sora Viorica îmi spunea săptămâna aceasta, are așa mari emoții. Și au venit așa cu fluturi în stomac, cu tot felul de stări de astea. Și bine să fie așa. Bine să fie așa. Înseamnă că, sora Viorica, faceți un act conștient și responsabil înaintea lui Dumnezeu și decizia aceasta nu a fost influențată de niciunul dintre noi, ci a fost o decizie personală pe care ați luat-o înaintea lui Dumnezeu, sigur, împreună și sfătuindu-vă și cu soțul noastră, cu domnul Diusi, care spunem în dimineața asta încă o dată, Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Dragii mei, doar două lucruri vreau să vă spun înainte să am câteva gânduri în mesajul din această dimineață și apoi ne pregătim pentru actul botezului a sorei Viorica. Săptămâna care ne stă înainte, marți după masă, surorile au timpul de rugăciune, deci de luni l-am mutat doar pentru săptămâna aceasta, marți, iar seniorii din biserică, toți frații și surorile, sunt invitați sâmbătă la ora 1 aici la Casa Domnului. Și cei care sunteți în această dimineață, sunteți invitați și dumneavoastră să aveți o părtășie. Așa cum tinerii au lucruri în comun, cred că și seniorii au lucruri în comun. De povestit, din amintiri și când te prinde câte unul atât de are de povestit. De aceea dăm posibilitatea aceasta sâmbătă, în întâlnirea aceasta, să veniți aici și să aveți o părtășie binecuvântată. Surorile se pregătesc și cu ceva de mâncare și să aveți un timp binecuvântat. De sâmbătă, de la ora 13, de la ora 1, suntem împreună aici. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, ceea ce spune Evanghelistul Matei cu privire la botezul Domnului Iisus Hristos. Spune în capitolul 3, Evanghelia după Matei, capitolul 13, următoarele cuvinte. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească, eu zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat, de îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Dragii mei, în această dimineață, majoritatea care suntem în Biserica Gosen, am făcut actul acesta și am împlinit în viața noastră porunca Domnului Iisus Hristos, ceea ce citea fratele Nicu, tot din cuvintele Evanghelistului Matei. Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, a spus ucenicilor lui, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza. Va fi mântuit. Cine nu va crede și nu se va boteza, va fi osândit, adică și pedepsit de Dumnezeu, pentru că nu a crezut spusele Scripturii. Dragii mei, botezul, actul acesta pe care noi îl facem și ceea ce sora Viorica a decis să facă, nu este o invenție a Bisericii Pentecostale, nu este o invenție a fraților ortodoxi, nu este o invenție a nici unei biserici, ci actul botezului este invenția, dacă vreți să spunem așa, sau inventatorul, este Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși i-a zis lui Ioan Botezătorul, atunci când Ioan îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, el spune, cel ce m-a trimis să botez, adică Dumnezeu din cer, i-a spus lui Ioan, te duci și începi actul acesta al botezului, spre pocăință. Pentru cei care vor să schimbe viața, pentru cei care vor să se apropie de mine, a spus Dumnezeu, te duci și cufunzi în apă și apoi când se ridică de acolo, trebuie să aibă o viață nouă. Și iată-l pe Ioan Botezătorul față în față de data aceasta cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos face o afirmație interesantă la care vrea să ne oprim în câteva minute în aceste momente. Domnul Iisus Hristos a venit la Ioan, Ioan căuta să-l oprească. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum. Lasă-mă acum. Iată, se pare că în actul acesta pe care Dumnezeu l-a poruncit și pe care Dumnezeu vrea toți oamenii de pe fața pământului să-l facă, adică actul acesta al botezului, întotdeauna vor fi opreriști.
Întotdeauna vor fi piedici. Întotdeauna va fi cineva care să nu te lase. Și Iisus a spus, acum, lasă-mă. Lasă-mă că vreau să intru în apă și vreau să fac botezul. Și în această dimineață aș vrea să răspundem la această întrebare în dreptul nostru. Dar mai ales să răspundă cei care n-au făcut botezul. Pe tine ce nu te lasă să te botezi? Pe tine ce nu te lasă să te botezi? Și în primul rând, dragii mei, o provocare comună, și aș vrea să vorbesc de câteva lucruri biblice și sunt provocări comune pe care toți le-am avut și toți oamenii le au pe fața pământului. În vara aceasta, unul dintre prietenii mei a fost în Israel și mi-a trimis poze de acolo și o filmare, era pe malul Iordanului. Și mii de oameni erau acolo, și astăzi în Ierusalim, în Iordan, unde s-a botezat Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, și astăzi se botează oameni. Sunt acolo pastori și preoți care de dimineață până seara nu fac altceva decât botează oameni. Frați ortodoxi care au fost botezați odată când au fost mici, pentru că așa este ritualul bisericii ortodoxe, dar odată ce au ajuns la maturitate și cred în Domnul Iisus Hristos, merg acolo și fac botezul. Fac botezul oameni de pe toată fața pământului. Acolo se botează oameni zeci de ore în fiecare zi. Intră în actul acesta. Dar ce îi oprește pe unii? În primul rând, dragii mei, ce nu îi lasă uneori pe oameni să vină înspre actul acesta? În primul rând, nu îi lasă propriul lor crez și propria lor ființă. Că dacă eu vreau, cum a fost sora Verica? Dacă ea a vrut. Nu m-a putut sta nimeni împotrivă. Însă când tu nu vrei, atunci nu se întâmplă. Îți spune cuvântul Domnului căci Domnul Iisus Hristos, în sensul acesta, ne este exemplu. Spune că El a venit atunci din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat. Cine l-a trimis pe Iisus? Cine a spus, ar fi momentul să mergi și tu, să începi lucrarea, să fii botezat? Nimeni. El însuși. Nu spune că a venit din Galileea împreună cu mama, cu tata, cu frații? N-a venit familia? N-a venit nimeni cu Iisus, ci El însuși a trecut peste acest prim obstacol și a spus, dacă trebuie să fac actul ăsta, în primul rând eu trebuie să fiu decis. Nu mă aștept alții să mă împingă, nu mă aștept alții să creadă în locul meu, ci eu trebuie să fiu decis. Iisus a crezut El însuși în dreptul Lui. Pentru cei mai mulți, cea mai mare piedică în calea botezului sunt ei înșiși. Fie că nu cred, fie că nu li se pare important, fie că ascultă prea mult la ceea ce spun cei din jurul lor, însă Iisus, cuvântul Domnului spune că a trecut peste acest obstacol, un prim obstacol, peste gândul acesta, cu El însuși. Cine a mai venit din Nazaret la botez? Cine s-a mai botezat din familia lui Iisus? Nimeni. A fost primul din familie. Bă, dar ce o să zică satul acum? Ce zice lumea? Ce zic ceilalți? Nu știu, nu mă interesează. Eu am luat decizia aceasta și trec peste opreliștea aceasta și peste obstacolul acesta. În primul rând, vreau să scap de mine însumi și eu vreau să fiu convins că trebuie să fac actul acesta. Apoi, în al doilea rând, dragii mei, vreau să spun că noi ne confruntăm cu gândurile acestea și ce uneori nu te lasă să intri în apa botezului sau să faci actul acesta? Avem exemplele Scripturii și nu dăm versete în această dimineață, unii se cred prea păcătoși, unii se cred prea sfinți. Găsim preoți la un moment dat pe Nicodim, care a trebuit Domnul Iisus Hristos să-i confrunte și a spus, voi înși vă sunteți o opreliște în calea spre actul botezului. Când Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe preoți, botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Ce au spus preoții? A spus, dacă vom spune că de la oameni, lumea ne va omorâ. Dar e clar că botezul lui Ioan venea din cer. Și atunci voi de ce nu v-ați botezat? Pentru că ne-am crezut prea buni, ne-am crezut prea sfinți, am crezut că suntem bine așa cum suntem. Și au rămas fără să facă actul botezului, pentru că n-au câștigat bătălia aceasta cu ei înșiși. În al doilea rând, uneori ce nu-i lasă pe oameni să vină spre actul acesta al botezului, nu-i lasă ceilalți. Am trecut, eu sunt hotărât, eu cred că trebuie să fac, pentru că Dumnezeu a spus în Cartea Sfântă lucrul acesta. Dar acum mai întreb și pe ăștia din jurul meu. Mă, voi ce credeți? Trebuie să fac sau nu trebuie să fac? Iată-L pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sfătuindu-se și vorbind cu Ioan Botezătorul. Te-ai fi așteptat, Ioan, să spună, dar cum? Dar numai bine că ai venit.
Că așa e normal să se întâmple. Și iată, Domnul Iisus Hristos are de-a face cu o părere, se pare nepotrivită a lui Ioan. Și Ioan zice, eu nu te botez. Eu nu cred că tu trebuie să faci botezul. Da, eu am nevoie de botez, dar tu n-ai nevoie de botez. Și iată pe Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând, peste ceea ce a trebuit să, un al doilea obstacol pe care a trebuit să treacă, a trebuit să treacă peste părerea oamenilor. Și iată, peste părerea lui Ioan Botezătorul. Ioan a spus, nu cred că trebuie să te botez. Dar Iisus a spus, ba, trebuie să mă botez. Ioan, încerc să-ți schimb părerea și ideea. Dar ce făcea dacă Ioan nu schimba părerea? Oare Iisus se boteza? Dacă Ioan spunea, eu nu mă sufoc la mâini, eu nu intru cu tine în apă. S-ar fi botezat Iisus? Sigur s-ar fi botezat. Că Iisus a fost gata să treacă și peste părerile oamenilor. De aceea, dragii mei, de multe ori îi lăsăm pe oameni să ne facă evaluare. Uneori îi lăsăm pe oameni să-și dea cu părerea dacă sunt sau nu sunt pregătit să fac actul botezului. Cum asigur, depinde și pe cine întreb. În discuțiile pe care le-am avut cu sora Viorica, eu am și uitat. Ea vine la noi la biserică, cred că de vreo 2 ani de zile, poate mai bine? Mai bine? De 5 ani? Oh, ce repede au trecut ani. Când a venit în primele săptămâni și a început să vină aici în biserică, sora Viorica mi-a spus că îi place aici, îi place modul cum cântăm, cum ne rugăm, ea vine dinspre Biserica Catolică, merge acolo și acolo a slujit lui Dumnezeu, cântând în cor, și ea mi-a spus, uite, aș vrea să vin aici mai mult la voi. Și eu nu am prea încurajat-o, nici nu mi-am dat seama. Eu am zis, mă, să nu fie un deranj în familie, să nu fie... Și am încurajat-o să rămână acolo și să mai meargă în continuare la biserică, să mai vină și aici. Și ea a căzut așa de greu, mi-a mărturisit zilele astea, că a spus, fratele lui, eu am crezut că dumneata nu vrei să vin încoace. Am crezut că voi nu mă vreți în biserică. Eu am crezut că voi nu vă place să mai vină și alții. Ba da, cu tot dragul, veniți. Dar uneori și noi, ca și Ioan Botezător, ne uităm și spunem, mă, să nu apară certuri în familie, să nu fie supărare, să nu fie tot felul de lucruri. Însă când ești hotărât și ai trecut și peste părerile oamenilor, ești candidatul perfect și ai ajuns să faci actul acesta, dacă stai toată ziua să te uiți după părerea unuia sau altuia, niciodată nu o să fii vrednic și nu o să fii pregătit de actul botezului. Când lași pe alții să evalueze starea ta spirituală. Apoi, dragii mei, mai învățăm un lucru. Când lăsăm pe alții să ne facă teologia, nici nu are rost să vă spun, duceți-vă numai în centrul orașului. Sunt acolo în parc și în tot felul de locuri unde se adună bătrânii orașului și vorbesc de toate lucrurile, și de politică, și de sport, de toate lucrurile vorbesc cu oamenii ăștia. Ia întreabă-i dacă știu ceva de religie. Ia întreabă-i dacă îi întreb ceva despre botez. Să vezi că și despre asta știu. Aici știu ei să-ți dea sfaturi. Știu ei ce e mai bine și ce e mai rău. Întotdeauna vor fi oameni care vor ști să-ți spună dacă e bine sau rău. Dar cei mai mulți, de cele mai multe ori, nu te vor încuraja să faci actul acesta al botezului. De aceea, Domnul Iisus Hristos a respectat poziția lui Ioan și a spus, Ioane, înțeleg care e părerea ta și poziția ta, dar eu trebuie să mă botez. Dragii mei, Ioan Botezătorul a ajuns să fie pus între două extreme. Haideți să imaginăm. Ioan Botezătorul era omul care trebuia să-i bage pe oameni în apă. A venit la el toți șmecherii din vreme de atunci. Vameșii, cărturarii, femeile stricate, oameni care aveau cu totul alt interes să se boteze. Iar Ioan le-a spus, vă opriți-vă, voi sunteți prea păcătoși să vă botezați. Și acum iată pe Ioan Botezătorul față în față cu Domnul Iisus Hristos și spune, nici pe tine nu te pot boteza, că tu ești prea bun pentru botez. Păi și atunci cine mai poate fi botezat? Că unii sunt prea răi, alții sunt prea buni. În schimb, actul botezului, dragii mei, nu ne schimbă viața. Nu face din tine un om bun sau un om rău, ci actul botezului, prin actul botezului, tu declari faptul că crezi în Iisus Hristos, că El poate schimba pe deplin viața ta. Tu crezi în Iisus Hristos, că Iisus Hristos a iertat păcatele tale. De aceea Domnul Iisus Hristos, când face marea trimitere a ucenicilor, nu preia discursul lui Ioan. Nu spune ucenicilor, și de acum cercetați pe oameni și să băgați în apă numai pe cei care au făcut cu tare și cu tare lucru, numai cei dintr-un cult religios, numai cei care au o anumită stare spirituală. Nu a spus Iisus, cine crede în mine este vrednic și are dreptul să intre în apa botezului. De aceea în această dimineață, cu toată bucuria, mulțumim, soră Viorica, pentru că ați trecut peste toate aceste obstacole. Dumneavoastră v-ați hotărât, ați ascultat ce au spus cei din jurul dumneavoastră, dar ați spus, eu vreau totuși să fac actul acesta.
Și în al treilea rând, în drumul acesta spre botez, mai este cineva care n-ar vrea să vă lase. Pe lângă propria noastră minte, conștiință, pe lângă cei dragi din jurul nostru care ne vor binele, uneori însă în intenția lor bună, nu înțeleg mesajul Scripturii, dar cel mai interesat să nu te lase să ajungi în apa botezului este diavolul. Diavolul. Și ce l-ar interesa pe diavolul? De ce să nu vii în apa botezului? De ce să nu vii în apa botezului? Pentru că diavolul știe că Dumnezeu din cer apreciază și iubește ceea ce tu faci. Iată, Dumnezeu din cer putea să se audă glasul lui Dumnezeu când Iisus a ajuns pe malul Iordanului. Putea să se audă glasul lui Dumnezeu în timp ce Domnul Iisus conversa cu Ioan. Și putea să intervină Dumnezeu din cer să spună: Ioane, botează-l că ăsta e fiul meu prea iubit. Dar Dumnezeu n-a zis, ci Dumnezeu a așteptat să se împlinească actul botezului. Iisus a intrat în apă și spune cuvântul și pasajul pe care l-am citit în această dimineață. După ce Iisus a ieșit din apă, după ce a trecut peste toate aceste provocări, a înțeles el însuși că trebuie făcut actul ăsta. A trecut peste presiunea celor din jurul lui. A trecut peste influența diavolului, care n-ar fi vrut ca el să ajungă să facă actul acesta, ca să fie un model pentru noi. După ce Iisus a intrat în apă și a ieșit de acolo, s-a auzit glasul lui Dumnezeu. Știi de ce diavolul nu vrea să ajungi la botez? Pentru că nu vrea ca tu în fiecare zi să auzi glasul lui Dumnezeu în mintea și în inima ta. Știi ce o să-ți spună Dumnezeu după botez? De azi ești fiul meu. De azi ești fiul meu. De acum încolo rugăciunea Tatăl nostru pentru cei care intră în apa botezului are o altă însemnătate. Că atunci când te rogi și spui: Tatăl meu care ești în ceruri, de atunci tu te consideri fiu. Până n-ai ajuns în actul botezului, poți să te consideri penticostal, poți să fii ortodox, poți să fii catolic, poți să fii orice. Poți să fii un om religios, dar nu ești fiu. Pentru că după ce ai intrat în apă și ai ieșit de acolo, din momentul acela, ești un fiu al lui Dumnezeu. Pentru că tot Ioan spune în Evanghelia lui, spune că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care au primit mărturisirea și credința în Domnul Iisus Hristos le-a dat dreptul să se numească și să fie cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Noi în dimineața aceasta, știți de ce închidem ochii și ridicăm mâinile spre cer când cântăm câte o cântare? Pentru că eu sunt copil al lui Dumnezeu. Am făcut tot ceea ce Dumnezeu mi-a spus că trebuie să fac ca să ajung un copil al său. Diavolul este interesat să nu intri în apa botezului. Și după ce ai ieșit din apa botezului, cel care apreciază cel mai mult este Dumnezeu. Cel care pune înaintea ta garanția aceasta că ești un copil al lui este Dumnezeu. Și să nu uitați, soră Viorica, de astăzi aveți statutul acesta de copil al lui Dumnezeu, așa ne spune Sfânta Scriptură. Și să nu credeți că odată cu ieșirea din apă, diavolul vă va lăsa în pace. Imediat după botez, după botezul Domnului Iisus Hristos, după ce a trecut peste toate aceste provocări, spune că diavolul a fost pe urmele lui. 40 de zile s-a dus după el în pustie ca să-l ispitească în tot felul. La asta să vă așteptați. De azi încolo diavolul nu-i place ce ați făcut. Vă va ispiti în tot felul. Problema este că Domnul Iisus Hristos a spus: eu știu și am fost responsabil ceea ce am făcut la Iordan și eu știu cine sunt. Eu știu ce am făcut. Domnul Iisus Hristos nu s-a dezlipit de cuvântul Tatălui Ceresc și întotdeauna a confruntat ispitele care au venit în viața Lui cu cuvântul și a spus: în Scriptură este scris. Pentru tot ceea ce urmează în viața dumneavoastră, sora Verica, să știți că pentru fiecare zi și fiecare ispită și fiecare provocare, Dumnezeu a lăsat ceva scris. A lăsat scris că este cu noi în fiecare zi. A lăsat scris că în lume vom avea necazuri. Să nu vă surprindă. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar prin toate acestea noi călătorim împreună cu Dumnezeu, pentru că suntem copii ai Lui. Lăudat să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm pe picioare. Binecuvântăm pe Domnul pentru toți cei care ați depășit aceste provocări și v-ați lăsat mânați de Duhul lui Dumnezeu și ați făcut actul acesta al declarației publice înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, căci credeți cu adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață pentru sora Verica, care a făcut în mintea ei, a luat decizia aceasta, apoi în sfatul pe care l-am avut împreună noi cu familia, împreună cu Domnul Dusi, a fost de acord să facă actul acesta înaintea lui Dumnezeu, pentru că îl găsim biblic.
Și apoi ne rugăm în această dimineață Dumnezeu să o însoțească în călătoria vieții ei, până va ajunge în împărăția cerurilor.